Salutare tuturor, sunt Emi Tontelemi și astăzi trecem la un nou atelier de creație. Astăzi o să facem ceva foarte drăguț pentru Paște și pentru masa de Paște. Avem nevoie de foarte puține lucruri și este foarte simplu de realizat, așa că dacă sunteți pregătiți, eu sunt pregătită să-i dăm drumul la treabă. Ei bine, la acest atelier de creație avem nevoie de un borcan sau un borcan decorativ. Eu am achiziționat și unul și altul. De câteva ouă din acestea din polistiren puse pe sârmuliță. Vreau să vă spun că acesta am achiziționat-o de la Pepco, a avut un preț foarte, foarte mic. Și această decorațiune este luată tot dintr-un magazin de genul și câteva flori artificiale. Bineînțeles, voi puteți să folosiți orice fel de flori, puteți să folosiți și flori naturale sau flori trandafiri de săpun, că acum este la modă, și multe alte lucruri de genul acesta. Și bineînțeles, am cumpărat și câteva ouțe din polistiren, așa puțin, așa ceva mai micuțe. Ei bine, prima dată eu vreau să folosesc acest borcan decorativ, pentru că pe celălalt o să-l folosesc la următorul atelier de creație. Ei bine, este foarte simplu. Prima dată trebuie să punem aceste ouțe micuțe în borcanul decorativ sau în borcanul, orice fel de borcan este foarte bine. Eu am ales să fac cu ceva flori artificiale. Sunt convinsă că ar fi foarte frumos dacă ați găsi câteva crenguțe de brad sau câteva lucruri de genul acesta care sunt foarte, foarte frumoase, sau fiecare pe placul fiecăruia. Eu acum fac doar cu ce am disponibil, doar vreau să vă arăt ca și idee cât de repede se poate realiza un aranjament de masă pentru ziua de Paște, foarte drăguț, foarte interesant și extraordinar de repede. Aceste crenguțe, bineînțeles, eu le-am tăiat în prealabil, au venit într-un astfel de set. Însă le-am tăiat înainte ca să văd exact de ce am nevoie, ca să vă pot prezenta și vouă să fie cât mai ușor. Aceste flori le puneți cum vreți voi, puteți să formați un super aranjament, însă eu acum doar vă arăt ceva estimativ, cam ce ați putea să faceți și cam cum ar putea să arate, cam așa ceva. Așa arată aranjamentul meu. Este foarte simplu de realizat. Aceste lucruri puteți să le cumpărați din orice market. Se găsesc oriunde lucruri decorative de Paște. Este foarte simplu. Puteți să luați un simplu borcan și o să vă iasă așa ceva. Este foarte frumos. Sper că vă place și dacă sunteți pregătiți, să trecem la următorul atelier de creație, pentru că eu mi-am pregătit toate materialele. Ei bine, la acest atelier de creație avem nevoie de un borcan, de ceva bețișoare de înghețată colorate și ceva iarbă artificială și, bineînțeles, mai avem nevoie de câteva lucruri decorative de Paște. Însă, imediat o să ajungem și acolo. Prima dată o să facem un coșuleț din acest borcan. Ei bine, venim cu pistolul de lipit și venim cu aceste bețe de înghețat. Se lipesc foarte, foarte ușor. Este un procedeu destul de simplu. Facem acest lucru până reușim să acoperim tot borcanul. Am terminat. Cam așa arată.
Arată foarte drăguț. Și acum o să luăm puțină iarbă din aceasta falsă. Putem să punem și fâșii de hârtie verde. Este la fel de eficientă. Punem în borcanul nostru și avem așa ceva. Ei bine, așa arată. Am pus această verdeață falsă și venim cu aceste oușoare din polistiren care sunt deja puse pe sârmă sau avem așa ceva care este pus pe un bețișor de lemn. Doar le înfigem în borcanașul nostru și o să avem un aranjament de Paște de pus pe masă în doar câteva minute. Este super simplu de realizat. Am și un iepuraș. Și o să arate cam așa. Și acum o să îmi doresc să îi fac și o funtiță. Totul pentru astăzi. Am făcut două aranjamente de masă foarte drăguțe și foarte simpatice, foarte ușor de realizat. Sper că o să faceți și voi și o să le folosiți. Aștept fotografii pe pagina mea de YouTube și pe pagina mea de Facebook cu ce ați reușit voi să faceți acolo. Mă bucur foarte tare că sunt alături de voi și ne revedem și mâine seara de la ora 20 cu un alt atelier de creație pentru cei mici. Vă pup!